Începând de azi, nu știu cât e, 28 iulie, cred, după foarte puțin timp petrecut pe social media, cum de fapt și în domeniu, dar n-am mult timp de când fac asta, pasiunea asta cu plantologia, cum spun eu, sunt nevoit să, să îmi structurez timpul puțin mai altfel și pe TikTok să rămân cu filmulețe scurte. Exact destinația acestui canal de social media. Cele mai lunguțe să le las pe, pe să le duc către YouTube, în sensul în care acolo îmi permite uh, timpul. Pot să las mai lungule și vreau să nu mai fiu stresat de timp. Eu și vorbesc mult, ați văzut, îmi place să explic, să mă bucur să. Asta e concluzia, sper să nu vă supărați. De asemenea, uh, pe Facebook o să pun tot așa scurtuțe. Și acolo am modificat denumirea. Ferma lui Ursache, pe reclamea din liceu, va rămâne pe toate cele trei platforme, pe Instagram automat pleacă, nu stau de el, nu-l prefer foarte tare. Bine, nu preferam eu nici TikTok-ul, dacă ai idee. Ferma lui Ursache, mă găsiți și aici, și pe YouTube, mai amplu pe YouTube, va fi cel mai amplu. Deocamdată, dacă se vor schimba optici pe TikTok și pe Facebook, să pot să pun mai lung, voi vedea. Pe Facebook, fermalul lui Ursache, răsaduri și legume la producători, niște vânește argeș, modificat și acolo, am pus ferma lui Ursache, se vadă. Transparent, neregizat, voi posta în continuare pentru voi ca am timp și plăcere. Tra fără să ascund și greșeli pe care le fac și eu o să fac la greu, dar o să mi văd din ele, dar măcar sper și am văzut că e bine să fiu și eu un plus acolo în social media ca sursă. Bă, La cum face? Eu la cum face. Ia uite-l la a dat, ia uite la. Și voi decideți, dacă luați de bun sau de rău conținutul. Vă salut să, să, vă țineți de pasiuni, eu continui, mă joc și încerc să-mi eficientizez cât pot de mult spațiul ăsta mic deocamdată, în funcție de timp, pricepere, uh, resurse, feedback, bilanț până la urmă, nu? Vă salut numai bine și ne vedem!